Am revenit alături de Cornel Brișcaru, vorbeam despre orașe, despre centuri și uite, vorbim și despre Muzeul Fotografiei din Da. Târgu Mureș, pentru că acesta este proiectul care sau pe care l-a primit. Singurul. Singurul. Sunt mai multe prin PNRR, din Dar câte mai știu mici. eu. Mai Știu mici. că și ocolitoarele Și sunt ocolitoarele sunt, da, unde sunt? prin PNRR, din câte Da? știu eu, dar Ocolitoarele cărui oraș? Târgu Mureș. Și urmează să realizeze ocolitoarele prin PNRR de la Târgu Mureș? Da, eu așa Eu așa știu. știu că nu. Poate Eu știu că greșesc, singurul dar lucru care se va realiza important, sau mă rog, considerat un important, e muzeul acesta al fotografiei. Se vor important. irosi 10 milioane de euro. Bun. Peste câțiva ani de zile, peste, nu știu, 10 ani de zile, va veni alt primar și va zice: nu mai vreau muzeul fotografiei în clădirea aia. Vreau muzeul săpunului roz. Și face muzeul săpunului roz. Asta nu e o lucrare de infrastructură, repet. Asta e un loc de prezentare. Declin de faptul că, ce spuneam mai devreme, nici nu știm ce se va întâmpla acolo în Muzeul Fotografiei. Ce se va pune în muzeu? Mergem toți cu fotografiile de acasă? O să fie niște Urmează să ne chiriplici. facă albume la tot orașul gratis de 10 milioane de euro? Ne trage în chip pentru buletin, nu ne mai ducem la Smiley, mergem acolo la muzeu și ne face poze gratis? Ceva trebuie să se întâmple important de 10 Păi milioane la de muzeu euro. trebuie să arate ceva vechi. Și nu pot să facă măcar o gheretă utilă cetățenilor din municipiu să le facă pozele de buletin gratis? Sau de pașaport? Asta nu știu. Ar putea să facă, uite, o idee bună pentru municipalitate și atunci poate ar vedea și Târgu Mureșenii Vedem o campanie electorală. că muzeul poate fi util. O gheretă 2 pe 2 cu o fată sau cu un băiat cu un aparat de fotografiat, poc, gratis, vă mulțumim, mai poftiți pe la noi, nu mai plătesc 30 de lei pe 4 fotografii urâțele la studiourile din oraș. Asta putea fi util. Că Dar poate altfel să nu-i fie. văd, după ce stai 3 ore în trafic, obosit. Cornel, la muzeu poți să mergi sâmbătă, când stai doar 20 de minute de trafic. Am înțeles. Da. Există cum să. Există explicație corect. Pleci două. Da. Sau poți să mergi cu bicicleta, Da. sau poți să mergi cu trotineta Tot electrică. sâmbătă. Tot sâmbătă, când în timpul săptămânii în Târgu Mureș Și și duminica, să știi. nu, dacă vrei să te sinucizi, mergi doar cu bicicleta prin Târgu Mureș de luni până vineri. Deci dacă vrei să te E sinucizi, sport extrem, sunt de acord cu tine. nu, n-ai cum, n-ai cum. Eu am mers într-o vreme cu bicicleta pe distanțe destul de scurte, dar nu, n-ai cum, n-ai cum. Și mai ales dacă cât e de agitată lumea în trafic, conducătorii auto vorbesc. Pe infrastructura asta foarte, foarte îngustă, dacă vrei să-ți faci un rău, atunci te urci pe bicicletă și traversezi orașul. Nu știu, vrei, dacă vrei Dar cu să-ți ochii faci un... închiși, așa. Nu, 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 nu. Și cu mult curaj. Nu pot să înțeleg de ce, apropo de chestiunea asta, nu pot să înțeleg de ce s-ar forța cineva, s-ar strădui cineva să cheltuie banii. Apropo, chiar și de astea, soluții alternative. Probabil că domnul consilier la care făcea referire se referea la a putea merge cu scuterul sau cu bicicleta. Cu Nu siguranță. facem și infrastructură pentru asta? Nu vedem că Târgu Mureșul plin de Uite, camioane și de dube care îl traversează îmi aduc ne acum lovesc? aminte, podul peste Mureș de la Alba Iulia către Sibiu era în reabilitare pe o bandă, iar lângă pod, din pontoane, au construit un alt pod, Da, care da. 6 luni de zile sau mai bine a fost funcțional. Vorbești de podul nou. De podul, vorbesc de Al Alba podul pe Iulia. care l-au reabilitat acolo. Da, Da. către Sebeș, Nu, Alba. nu e o soluție podul de pontoane și spun de ce. S-ar putea să arătăm după aceea ca în timpul războiului, să avem A, numai nu, pontoane. ziceam că există, dacă-i Doamne ferește, în caz de se lucrează sau ceva, Dar există nu o se alternativă. lucrează, nu există pericolul ăsta. Ți se pare că va exista pericolul ăsta să se lucreze în S-a perioada următoare? făcut acum 2 ani, tot s-a reabilitat acum 2 ani. Corect, de acord, făcut de Ceaușescu și reabilitat Acum de 2 Dorin ani. Florea. Da, nu. Soluția nu e așa. Mai spun o dată, traficul din Târgu Mureș și din Târgu Mureș ca miez al României a fost judecat de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru mijloacele de transport existente în momentul acela. Cu siguranță nu a fost destul Astăzi, de vizionar încât el să știe că în 2022 o să fie Tesla pe orizontală, și Târgu Elon Musk. Mureșul, pe orizontală, Târgu Mureșul cred că e minim dublu față de cât era atunci. Ca număr de mașini. Nu, și ca număr de locuințe, ca suprafață ocupată de locuitorii din municipiul Târgu Mureș. Ca și locuințe nu știu, dar ca și Sigur, număr de mașini cred că e cu triplu. suprafețele din jur, da, nu, mult mai mult, dar cu suprafețele din jur ocupate în comunele din jurul A, Târgu zona periurbană, Mureșului, ai, nu, e da. mult mai mare. Sunt Și bun, și mergem cartierele. pe aceeași căi făcute de doamnă Nicolae Ceaușescu și nimeni nu prezintă niciun fel de soluție alternativă Dar te pentru rog ce se frumos, în întâmplă afară acum. de câteva centuri care s-au făcut în orașele de lângă noi, care sunt soluțiile? Centurile întotdeauna sunt soluții. Păi bun, Centurile și podurile da. peste oraș, în orașele care sunt traversate de râuri importante, cum e râul Mureș,
centurile și podurile sunt unul. Podurile au rolul de a degreva circulația. Bun, Alba Iulia are două poduri. Podul peste Ampoi, care da. Râul Ampoi, care vine... Da, dar camionul spune... care vine de la Bârlad și merge către Timișoara nu intră în centrul de la Alba Iulia, știi? Corect. Nu? La noi, camionul care vine de la Bârlad și merge către Timișoara, intră prin centrul orașului. Îl vezi, poți să-i faci cu mâna la șofer, să ieși nenea. Nu intră prin centru, gumi, că gumi, nu are. Cum era pe vremea Ceaușescu. Gumi, gumi! Și ți-aruncă la, dacă vrei, și o bombonică, că oricum stă în trafic câte o oră, două, până traversează. Dar pe unde intră? Ce mai poți considera astăzi în afara orașului? Care poți considera? Barajului? Care? Da, e, care... tot, e tot în oraș. Asta vreau să spun, ești în mijlocul, judecând la felul în care s-a extins municipiul Târgu Mureș pe zonă de locuit, ești peste tot în oraș, Doamne iartă-mă. În afară orașului, cred că e Suseni, deci după Reghin, adică despre ce să... Și atunci, că zicem noi că soluție, ceilalți s-au gândit, s-au avut oameni care au avut mintea la ei și au stabilit priorități de adevăratele și au zis, domnule, haide să scăpăm de trafic, că traficul e cel care sugrumă orașul și împiedică dezvoltarea. Și și-au făcut variante ocolitoare. Nu cere nimeni la Târgu Mureș, nu pot să fiu atât de prețios, nu putem să fim atât de exigenți să cerem șosea de centură, pe bune. Noi să ne fac un fel de drum din ăla care, pe, nu știu, 7 metri, 8 metri, cam Pogăceaua, care traversează Pogăceaua, mai îngust, dar care să meargă pe lângă orașul din Budiu, să-l scoată undeva către Sighișoara sau în partea cealaltă către Reghin, dar să propun o soluție din aceasta care să funcționeze. Avem privilegiu, avem șansa să fim în mijlocul țării, să avem cele mai importante două căi de acces pe care România le va avea în viitorul, nu știu, 100 de ani. Am zis că nu, am speranță că se face șoseaua Unirii, centura Unirii. 40 de ani. Dar nu știm să o valorificăm. Din niciun punct de vedere nu știm să valorificăm. Să punem în valoare Târgu Mureșul. Pierdem și prăpăditul acela de subiect cu zona cargo pentru avioane, să descărcăm marfă și să nu mai descărcăm trei turiști triști care merg de la Târgu Mureș, că neapărat trebuie să zbor de la Târgu Mureș cu avionul până, nu știu, în Grecia sau până în Turcia sau până la Budapesta. Tu te și zboară de la Cluj de aici, pentru că tot sunt în centrul țării și vor fi două autostrăzi. Hai să facem cea mai tare zonă cargo pentru avioane. Aici să se descarce marfa care să meargă în toate părțile din țara asta. Nu, noi stăm blocați în sistem. Neapărat trebuie să ajungem cu troșcoleta până în Antalya sau cu troșcoleta până la Budapesta. Dar noi nu vrem să ne gândim la orașul ăsta pentru viitor. Stăm așa și tot rezolvăm criza șobolanului, criza gunoiului, criza transportului, criza drumului, criza podului. Când va trece plan... criza asta Târgu Mureș? Niciodată în Târgu Mureș. Eu am impresia că cineva vrea să țină Târgu Mureș în întuneric. Sunt din ce în ce mai convins că cineva are un plan cu Târgu Mureș. Dom'le, în Transilvania, ce oraș să nu dezvoltăm? Târgu Mureșul. Bun, în 2000... Dar aici participă toți la planul ăsta. După... Știi de ce-i spun? Astăzi la guvernarea Cornel. Și UDMR-ul, guvernarea județului, UDMR-ul, da. PSD-ul și PNL-ul. Nu lipsește nimeni. Cornel, în 2012 ai candidat la primăria Târgu Mureș din partea USL, care era PSD-PNL. Exact, da. Dacă în 2012 Cornel Vișcaru ajungea primar și Târgu Mureșul arăta ca astăzi, ce s-ar fi întâmplat? Dar nu, stai numai puțin, nu mă împicuți, nu. Atunci, eu vorbeam ca un om serios și atunci ca și făcusem noi o chestie, o înțelegere. Zic, dom'le, dacă nu ești în stare, făcusem un program, un plan. M-am venit la tine, Florin Dobrată, și ți-am zis, în primul an fac asta, în anul 2 asta, în anul 3 asta. Pleci, domnule, dacă ești incapabil. Să stai în postul ăla, să te înjure toată lumea doar pentru că îți place ție să ocupi un post sau pentru că te ține partidul, că ești nesimțit. Du-te, domnule, că ești, se dovedește că ești incapabil. Că ești incapabil și îți faci rău ție, treaba ta, dar faci rău unei comunități întregi. Doar dacă ai zis că faci o chestiune, eu lucrez în continuare cu oameni. Am un loc de muncă și am o activitate pe lângă locul de muncă la sindicat unde lucrez cu oameni. Unde e vorba tot despre încredere, unde e vorba tot despre promisiuni făcute și lucruri pe care vrei să le duci până la capăt. Dacă nu ești în stare să-l lasă, domnule, pe altul. Deci, tu stai acolo pentru că așa ți-a poruncit cineva, dar să știi cine ți-a dat poruncă. Pentru că, în mod evident, ești netalentat. Când conduci o comunitate și nu ești în stare să faci nimic în 1, 2, 3, 4 ani de zile, ești netalentat. O luăm de la capăt cu subiectul acela, la Târgu Mureș vorbim, cu subiectul acela, de la anul începem să înverșunăm românii și ungurii între ei, ca în 2024 să câștige sau un român sau un ungur la Târgu Mureș. Înseamnă că s-a tâmpit toată lumea. Oare o să mai conteze votul din 2024?
într-un oraș în care nu se dezvoltă, într-un oraș care nu se dezvoltă, va conta. Un oraș care se va dezvolta nu va mai avea niciun fel de importanță. Uite, tu vii din Aiud. Da, Aiud. 30%, undeva la 30% e populația maghiară acolo. Dar Aiudul e distrus, ca să ne înțelegem astăzi. A avut ghinion în ultimii 20-30 de ani și el și distrus din perla județului Alba, adică Aiudul era cel mai frumos oraș totuși din județul Alba, era o bijuterie de orășel, astăzi e un... Azi e Blajul. E Blajul, e Alba. Păi nu, pe lângă Alba Iulia, deci nu... Da, nu, Aiudul e un oraș, la fel ca și Târgu Mureșu. Un fost oraș frumos, sclipitor, cu oameni buni. Care e praf astăzi? Cu oameni nervoși, cu oameni tracasați, cu oameni agresivi. Uite în trafic ce se întâmplă. Deci nu ai voie să-l roși frumos pe unul, să te lasă, să intri, nu știu, de pe banda de pe dreapta, să intri pe banda pe stânga, că te înjură de cum nu te-au înjurat în școala generală toți colegii tăi când te supărai la fotbal. Deci își pune amprenta felul în care viața în Târgu Mureș, zi cu zi, asupra oamenilor, asupra felului în care oamenii se poartă pe stradă. Oamenii sunt mai răi, sunt mai agresivi. Mai... Hai să luăm așa. Tu pleci de acasă și faci până la serviciu o oră și 10 minute. O oră 20, o oră 30. O oră 30. Când ajungi la serviciu, ești... Pachet de nervi. Mă bucur că mă văd. Pachet de nervi. Păi nu, așa intri. Înțeleg. Păi... Eu nu încerc, doar constat, nu judec. Nu-i judec, pentru că și eu trăiesc aici, și eu trăiesc în zona municipiului Târgu Mureș, și eu lucrez în municipiul Târgu Mureș și înțeleg de ce faci cu capul în orașul ăsta. Până la urmă faci cu capul, nu merg nimic. Și corolar, îți mai vin și minunile astea pe care ți le mai fac guvernanții de la București. La care noi ori nu vrem să comentăm, ori nu vrem să participăm, ori nu ne interesează. Cred că... Dar ne complace. Știi ce se întâmplă? Am spus întotdeauna, mi-am făcut dreptul și mi-a plăcut dreptul constituțional și licența mi-am dat-o din constituțional. Ce se întâmplă astăzi în România, în perioada de criză, e foarte, foarte periculos. Când toți sunt la putere, nu mai există cenzor. Când toate partidele importante sunt la putere, nu mai există acea cenzură care în spațiu politic, de regulă, se exercită de către partidele politice în democrație. Nu știu, există un partid important de opoziție astăzi, există toate... Asta e democrație, opoziție. Trebuie să existe un echilibru, un balans. Când toți sunt la putere, fac ce vor ei. Deci fac absolut tot ce îi taie capul. Uite ce se întâmplă astăzi în România. Pentru că toți sunt la putere și nu mai are cine să-i cenzureze. Populația nu are chef să-i cenzureze, nu vrea să-i cenzureze, nu mai are poftă și a pierdut speranța că mai poate să îndrepte ceva. După atâția ani de zile... Ne mai trezim ca și popor? Nu știu. Din când în când, parcă vedem că e dimineață. Ce se întâmplă în zilele astea? Din nimic. Totuși, poporul ăsta, oamenii din perimetrul ăsta care se numește România, au o capacitate de regenerare uneori... Fantastic. Ieșită din comun. Dar de unde a apărut copilul ăsta Popovici? De unde? Aici unde nu se întâmplă nimic. Nimic. Dar nimic. Ai impresia că toate cad peste tine. Și apare dintr-o dată un copil de 17 ani care produce o bucurie atât de mare că și el e de aici. E culmea culmilor că și trăiește aici. El nici măcar nu e un produs hibrid care e, nu știu, crescut în altă parte. Își face școală aici, merge la not aici, are antrenori de aici, are părinți de aici. De unde au apărut? Dar are uneori capacitatea formidabilă de regenerare. Mă vorbim de indivizi. Cred că și comunitățile la un moment dat. Cum se va întâmpla? Știi ce m-a deranjat pe mine la... competițiile cu Popovici. Că nu a fost interes din partea televiziunii. Niciuna. Astăzi toate, în schimb, nu știu, tu erai în emisiune. Domnule, era o înghesuială și posturile de știri, Antena 3, Realitatea, toți transmiteau astăzi. A fost semifinala la 100 de metri, pe care, bineînțeles că a câștigat-o, una dintre cele două, bineînțeles că a stabilit un nou record mondial la junior. Are o capacitate formidabilă de a se regenera. Dar noi am avut vreodată, Florin, capacitatea asta, noi guvernanții noștri, cei pe care i-am ales, de a aprecia valorile, noi, vreodată, niciodată. Nu de a intui că e o zonă în care trebuie să investim. De a aprecia poate orice. Nu. Dar cine acum pe bune? Ciolacu? Ciucă, cine? Pe bune acum. Trebuie oamenii aceia care, de la care noi oamenii avem pretenția aceia să evaluezi. Fac parte din două partide din care tu ai fost dragul candidat. Dragul meu, îți mai zic o dată. Acele, deci... dar bun, dar eu nu știu ăla cu domnul, nu mai zic o dată. Leadership-ul trebuie să fie de... trebuie să am anumite calitate ca să poți să aprecieze.
ca să poată să vină la un individ, la o comunitate, la un, la orice, și să vină să-i spună că e bun sau e rău, pe el trebuie să-l ducă mintea ca să poți să... Repet, nu înțeleg. Eu zic că mai avem, mai avem mult până acolo, asta e părerea mea, dar timpul alocat acestei emisiuni s-a terminat. Știu că trece repede o oră cu mine, dar o să ne mai vedem. Mulțumesc de invitație. Cu drag, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, toate cele bune, la revedere, Doamne ajută!